Bună ziua tuturor și bine ați venit live pe canalul meu de Facebook. Eu am anunțat acest live și pe Instagram, doar că n-am știut exact cum să intru, astfel încât să se transmită și pe Facebook, așa că am preferat să intru doar pe Facebook. Pe Instagram încă trebuie să creștem pagina și canalul. În același timp înregistrez și pentru YouTube, pentru că aș vrea ca acest filmuleț să apară și acolo pentru oamenii care nu au putut să fie astăzi alături de mine live și îl pot vedea acolo în reluare. O să începem și o să vorbim astăzi despre kiturile de lucru de la Shogun. Am avut câteva întrebări despre asta, mi-am dat seama că pe internet circulă tot felul de informații și tot felul de poze și prețuri și lumea nu prea știe în cine să aibă încredere. Ăsta este adevărul, pentru că acolo citesc un lucru, altcineva le spune alt lucru, ei ar vrea să creadă poate alt lucru și astfel oamenii când nu sunt siguri pe ei, dau înapoi din această activitate și este păcat pentru că este o activitate nouă, neconvențională, nu e muncă în fabrică, dar este o activitate foarte bine plătită. Eu când am intrat în Shogun în mai 2022, am intrat cu un kit de lucru care în ziua de astăzi nu mai există și o să înțelegeți imediat de ce. Acesta era kitul meu de lucru. Deci noi asta primeam la activare ca și reprezentanți în compania Shogun. Cred că multe dintre colegele mele care sunt mai vechi au și ele așa ceva pe acasă. Totuși, poate vă întrebați, înainte să încep să vi le prezint și să vi le arăt pe toate, poate vă întrebați ce-i domne cu kitul ăsta de lucru. Ei bine, vreau să vă spun că în momentul în care te decizi să fii reprezentant al companiei Shogun și ca să ai drept de a vinde produsele Shogun, trebuie să te înscrii ca un reprezentant oficial. Și cum te înscrii ca reprezentant? Ai nevoie de o licență. Pentru că compania spune, ok, Oana, ai voie să vinzi produsele noastre. Cum îmi cumpăr eu această licență? Achiziționând un kit de lucru. Nu îl consider o investiție, ci îl consider un start și o să vă explic și de ce. Un start care voi puteți să vi-l plătiți deja cu prima voastră comandă, deja cu câștigul pe care îl aveți în prima voastră comandă, pentru că la Shogun avem cea mai mare comisiune de pe piață. Când m-am înscris eu cu aceste două gentuțe, aceste două gentuțe costau 35 de euro. Și conțin 16 mostre, 2, 4, 6, 8, da, uite, în această gentuță sunt 16 mostre și erau de damă și unisex, de lux, ceva de genul ăsta și aici împreună erau de domn și unisex și lux, nu mai țin minte exact cum erau aranjate, pentru că vedeți că în momentul de față eu le-am aranjate diferit. Acestea nu sunt mostre Shogun. Acestea sunt mostre ale parfumurilor, cele mai iubite parfumuri ale noastre, pentru că oamenii câteodată au nevoie să simtă și mirosul sticlelor originale ca să se convingă că și noi avem aceeași esență, deși noi nu comercializăm parfumuri din alte branduri sau fake-uri sau copii, noi comercializăm parfumuri Shogun, marca originale, marca Shogun, care vă vin sigilate acasă. Dar eu am și astfel de esențe pentru că oamenii câteodată mai au nevoie să se convingă. Și aici am câteva mostre pe care le-am pus eu ce aveam în plus. Sincer, nici nu știu. Kitul ăsta a stat uitat mult timp prin dulap. Chiar acum am gândit că aș putea să le pun pe cele mai vândute și să le am în geantă la mine. Pentru că kitul mare nu îl pot lua când mă duc în parc. Ba da, aș putea să-l bag în cărucior, dar astea sunt parcă așa mai de poșet. Aș putea să le folosesc și pe astea dacă tot le am acasă și sunt oricum simpatice.
Acum, să trecem în zilele noastre și în ziua de astăzi. O să vă prezint un kit bază. Încep cu kitul bază de lucru, pentru că toată lumea mă întreabă care e cel mai ieftin. Și o să vă spun și de ce este ieftin, dar nu este avantajos. Acesta este kitul bază de la Shogun. Puteți să vă alegeți mai multe modele sau mai multe culori. Mie mi-a plăcut acesta, sincer, galben de vară, este oricum simpatic și are mâner. Este foarte practic și toată lumea te întreabă, hei, ce e acolo când te vede? Am niște bunătățuri, haideți să vă arăt. Înăuntru, ce primești în acest kit bază, cum îi spunem noi, un kit bază de lucru? Aici avem 42 de mostre de parfum. Avem de damă, bărbătești și aici avem unisex și lux. Primești un pix, nu este acesta, acestea sunt pixurile pe care eu le-am cumpărat și pe care le ofer eu cadou clienților mei. Nu mai țin minte unde este pixul original, nu l-am mai găsit, am pus unul tot de la Shogun este. Iar în partea cealaltă a mapei avem un portofel în care vă puteți ține toate catalogele. Așa primiți kitul, primiți 42 de mostre aleatoriu din cele 130, puțin peste 130 de la Shogun și apoi câte un catalog din gamele lor principale. Primiți în plus și aceste bilețele, aceste hârtiuțe care să vă permită să arătați esențele clienților voștri. Sau așa, Olfazeta se cheamă partea de la, din Shogun care se ocupă cu parfumuri, așa cum Cleie se cheamă partea care se ocupă cu ochelari, așa cum Brill Home este o parte din Shogun care se ocupă cu alte produse de curățenie, etc. Bun. Și voi primiți apoi câte un catalog. Avem aici catalogul cu uleiurile de la Shogun, în cazul în care nu știți, pentru că știu că noi facem foarte multă publicitate pe internet, mai mult produselor de curățenie și mai mult parfumurilor, pentru că acestea sunt vedetele în compania noastră, dar noi avem peste 4.000 de produse, printre care avem și uleiuri esențiale și naturale. Și avem acolo scris pentru fiecare ulei în parte, pentru ce e bun, pentru ce se folosește, pentru ce nu ar trebui să fie folosit. Așadar, aveți instrucțiuni pas cu pas, în cazul în care aveți și clienții pe partea de parfumuri. Avem produsele de curățenie. Apropo, aceste cataloage le puteți avea în ce limbă vreți voi, și în română, și în germană, și în spaniolă, și în engleză, depinde în ce țară locuiți voi, pentru că Shogun este aproape în toate țările din Europa. Aveți un catalog cu toate produsele de la Shogun, cu gama, cu nem, cu aloe, cu melc, produse pentru păr, produse pentru corp, toate produsele solare, toate sunt detaliate aici în catalog. Avem un catalog Supple Fit. Acesta este cu milkshake-uri și cu sfaturi pentru a trăi mai sănătos. Chiar într-adevăr sunt și sfaturi pe care oricine ar trebui să le cunoască. Cum ar trebui să fie alimentația sănătoasă, ce ar trebui să includă, și este foarte instructiv. După care avem catalogul Joyous. Această parte din Shogun se ocupă de bijuterii. Trebuie să avertizez pentru că văd că am și câteva fete din echipa mea care se uită și trebuie să avertizez că nu avem pe stoc toate bijuteriile din catalog. Întotdeauna trebuie să verificăm cu aplicația dacă sunt disponibile, atunci putem să aducem pe comandă. Dar nu tot ce este în catalog este întotdeauna disponibil. Ia uitați ce frumoasă este aceasta, ce frumoase sunt acestea, chiar de vară. Chiar cred că o să-mi comand și eu. Avem inele cu măsuri reglabile, avem bijuterii multe și eu folosesc bijuteriile de la Shogun. Acum, în momentul de față, am o pereche de cercei cu care pot să dorm, pentru că am problema asta că nu-mi dau cerceii jos în seara înainte de culcare, de frică să nu mă trezesc dimineața și să plec din cameră și să uit să mi-i pun.
Așa se prezintă, de exemplu, o cutie de la cercei și vin cu certificat de garanție. Cam așa arată certificatul de garanție. Iar eu aici am o pereche de cercei cu inimioare. Aceștia îmi plac pentru că sunt așa rotunzi și nu mă înțeapă la spate, nu sunt cu șurub și sunt foarte simpatici cu câteva pietricele care strălucesc și îmi place să îi port când ies pe undeva. Așa, în casă am preferat să port ceva mai simplu. Sunt foarte de efect, așa îmi place mie să spun. Uite, o brățară de la Shogun nu am aici lângă mine, din păcate. După care avem catalogul cu ochelari. Același lucru este valabil și pentru catalogul cu ochelari. Din păcate, nu toate perechile de ochelari care sunt în catalog sunt disponibile întotdeauna pe stoc. Așa că verificați cu reprezentantul vostru de încredere dacă aveți pe stoc ochelarii pe care îi doriți. Să știți că majoritatea sunt categoria 3. De exemplu, aceștia nu. Aceștia sunt categoria 2. Nici nu au cum să fie categoria 3 pentru că ei, nefiind închiși la culoare, nu opresc soarele. Dar majoritatea, cum ar fi aceștia, de exemplu, eu îi am... Of, nu i-am aici lângă mine, dar și aceștia, de exemplu, aceștia sunt toți categoria 3. Ce înseamnă asta? Că protejează foarte bine ochii de razele solare. O categorie mai sus de 3 ar fi categoria 4, care este maximul, dar să știți că ochelarii de soare categoria 4 sunt interziși prin lege pentru condus, pentru că sunt prea închiși la culoare. Categoria 3 sunt perfecți pentru viața de zi cu zi, pentru condus, pentru ochii sensibili, absolut pentru orice. Și vă garantez că avem niște prețuri foarte accesibile, niște modele la modă, așa că puteți să apelați cu încredere la ochelarii noștri în această vară. Uite, nu m-am gândit să-mi aduc și eu pe ai mei, să îi am aici și să vi arăt. Acestea sunt catalogele, îmi place foarte mult că are această gentuță practică în care eu îmi bag tot ceea ce am nevoie. Aș putea să mai pun și caietul cu comenzi de la Shogun și să plec cu gentuța mea la orice zi de naștere, eveniment, oriunde plec, aș putea să o iau după mine pentru că este foarte comod. Dar există o foarte mare problemă. Am uitat să vă spun, costă 60 de euro. Și conține 42 de mostre de parfum aleatorii. Adică tu nu poți să-ți alegi că eu vreau doar pe parfumul ăsta, parfumul ăsta, vreau să-l încerc și pe ăsta. Nu. Îți vin din fabrică deja alese. Problema cea mai mare este că noi nu avem doar 42 de parfumuri la Shogun. Noi avem, așa cum am spus, puțin peste 130 de parfumuri. Așadar, cu acestea aveți doar 42 de șanse de a face o vânzare. Atât. Pentru că poate să vină la voi o persoană care să spună: Oana, eu folosesc parfumul ăsta de o viață, e preferatul meu și eu doar pe ăsta îl cumpăr. Îl ai? Și tu îi spui, da, îl am și eu. Este numărul 42. Ok, atunci vreau să miros, să văd dacă e parfumul pe care eu îl cunosc și îl folosesc. Și tu te uiți în gentuța ta și mostra 42 nu o ai. Atunci omul zicea, ce păcat, na, nu știu ce să zic, las că eu mai am din al meu, lasă, poate aduci tu o altă dată. Este o șansă pierdută de a face o vânzare. Asta este adevărul. Așadar, dacă vreți să intrați în activitatea noastră cu dreptul și să aveți toate șansele de a avea succes, eu vă recomand să intrați cu kitul de activare Advance. Al meu este roșu ca focul să-mi surâdă norocul, dar avem și Gold, care mie îmi place iarăși foarte mult. Aștept să vină pe stoc și următorul meu kit îl voi cumpăra Gold. Ce faci, Oana, cu atâtea kituri? Îl las pe la fete care vor să testeze, îl las pe la prietene, îl las pe la fetele care pun unghii, pe la fetele care fac părul, care pun gene și acolo oamenii pot testa. Pentru că sunt sigură că și printre voi sunt persoane care au văzut pe internet o grămadă de publicitate, dar care nu au încredere să comande până când
nu miros ele, să zică, da, mă, uite, chiar m-am dat aseară și asta tot mai miroase, sau m-am dat, am spălat vasele și tot mai miroase parfumul ăsta, e chiar bun. Până nu vă convingeți în felul acesta, este puțin mai greu să aveți încredere, de aceea eu mai las kitul cu mostre pe, prin alte părți, dar unul acasă trebuie să am și eu întotdeauna. Acesta este kitul Advance, la fel cum în Air, este foarte practic, acesta este mai folosit decât cel mic. Și avem un fermoar cu scris Shogun și înăuntru se prezintă așa. Pentru mine interiorul este impresionant. Pentru că avem așa, o parte din mostre, asta ca să mă vedeți și live și în înregistrare. Avem o parte din mostre și încă o parte din mostre. Așa. Și acest kit conține 127 de mostre de parfum. Lipsesc ultimile parfumuri pentru că încă nu a fost actualizat kitul. Dar va fi actualizat în curând. Avem și spațiu pentru un pix, totuși pixul nu vine inclus, acesta eu mi l-am pus ca să-l am aici, să notez comenzile. Vine cu hârtiuțe de probat parfumurile și vine cu aceleași cataloage pe care le-ați văzut mai devreme. Doar că va aduce mult mai multe șanse de a face vânzare. Cred că nimeni nu intră în Shogun doar pentru a vedea ce vorbește Oana pe grupul ei. Nu cred. Cred că toată lumea intră pentru că își dorește un câștig în plus. Aceasta este o activitate de vânzare care aduce reprezentanților un câștig și un câștig considerabil. Cum puteți să câștigați? Făcând publicitate produselor, oamenii au încredere în reclama din partea voastră și atunci vă comandă produsele. Au încredere că voi le-ați încercat, că sunteți mulțumiți și că și ei pot fi la fel de mulțumiți și comandă de la voi. Această gentuță de mostre costă 127 de euro. Dacă vreți să actualizați, să o luați completă și cu ultimele mostre apărute, cu ultimile noastre parfumuri, ar fi în jur de 110 euro, să zicem. Și vă dă dreptul de a lucra reprezentant la compania noastră și de a avea toate câștigurile pe care compania noastră le oferă. Acest lucru probabil că o să vi-l explic în alt filmuleț, pentru că astăzi vorbim doar despre kiturile de lucru. Oana, nu mă interesează parfumurile. Ce facem atunci? În compania noastră mai avem și alte kituri de lucru, cum ar fi kitul cu toate produsele de curățenie. Câte unul din toate produsele noastre de curățenie, ca să puteți să-l testați sau să arătați celor din jur și să faceți vânzare. Acest kit este perfect pentru firmele care se ocupă cu curățenia sau cu, pentru doamnele care lucrează în propriu la curățenie, pentru că ele într-adevăr au mult mai multe greutăți sau întâmpină mult mai multe probleme prin toate casele și mult mai multe suprafețe. Avem și un produs special pentru marmură. Dar eu fiind în chirie, mie nici la geam nu mi-au pus marmură, acela este lemn învelit. Nu știu dacă se vede, dar n-aș avea ce face cu acel produs. În schimb, o persoană care lucrează în curățenie, bineînțeles că o să întâlnească sau întâlnește și astfel de suprafețe. Avem și un kit cu toate cremele noastre de la Shogun, toate gamele de la Shogun, că nu sunt doar creme. Noi avem de în cap până în picioare, creme pentru picioare, mască de păr, de mâini și de corp și de toate. Acel kit este perfect pentru cine lucrează în frumusețe, cine are un salon de cosmetică, cine are un salon de coafiură. Și mai avem și kituri pe partea de make-up, avem și kituri pe partea de detox. Acestea sunt totuși mai puțin jetonate de către oamenii care aleg să intre în companie. De ce? Pentru că inevitabil, chiar dacă vrei să alegi să lucrezi pe partea de produse de curățenie, o să fie cineva care o să-ți spună, hei, am văzut pe internet și un parfum. Și atunci tu trebuie să fii pregătit să poți să răspunzi și pe partea de parfumuri sau să poți să arăți și parfumurile. Și de aceea, cele mai jetonate și cele mai iubite sunt aceste kituri, aceste două kituri. Avem și simple, deci nu avem numai cu model, avem și simple.
puteți să vi le alegeți voi singuri după preferințele voastre. Acum, recent, mi-a scris o fată și mi-a zis: Oana, eu am intrat pe internet și mi-am căutat informații pentru că nu am încredere în oamenii care sunt pe internet și mi-am găsit că există kit la 15 euro. Cred că kit la 15 euro a fost acum foarte mulți ani de zile. Apoi a fost cel de 35, apoi cel de 60, apoi cel de 120. Ce se întâmplă totuși? Compania asta, ce se întâmplă? Crește. Vă dați seama dacă eu în ziua de astăzi primeam asta la activare și restul trebuia să-mi cumpăr singură din banii mei, cum ar veni? În orice caz, ieșea mult mai scump decât dacă îmi cumpăr totul odată. Da, și eu am cheltuit de două ori, că și Cornel mi-a zis: da, ați găsit-o mai mult cheltuie, că ai dat odată banii pe chit, că ai mai dat odată banii pe chit. Și avea și el dreptate. Dar eu înțeleg, nu este vorba despre zgârcenie, este foarte mult vorba de încredere. Și noi ca și companie știm că ne merităm încrederea cu timpul. Adică omul intră, întâi testează produsele, vede că îi rezolvă problemele, apoi începe să le recomande oamenilor din jur, ok, oamenii reacționează bine, încep vânzarea, apoi oamenii vor și ei aceleași câștiguri și încep să prezinte oportunitatea și așa încet, încet, pas cu pas, se începe lucrul. Dar în ziua de astăzi nu ar mai fi fost atât de ușor și de, nu știu, practic, nu știu cum să spun, să încep activitatea cu acestea două. Compania nu mi-a mai fi făcut aceeași impresie ca atunci când mi-a ajuns această gentuță acasă. Compania era mai mică, știți că noi suntem la început de drum și abia acum am început expansiunea în afara Italiei, fiind compania italiană, a fost cunoscută mult timp doar în țara ei. Acum am început să fim cunoscuți peste tot, mai avem de lucru, mai avem până când să spunem: da, eu lucrez la Shogun și lumea să știe că sunt parfumul și să nu se gândească direct la cuțite chinezești, dar încet, încet, așa se avansează. Noi nu chiar încet, că dacă stăm și ne uităm la facturatul companiei noastre, crește foarte, foarte, foarte bine. Și vreau să vă spun asta. Compania a crescut și a început să investească și în materiale pentru oameni, să poată să le dea niște materiale frumoase, practice și care să-i ajută să facă vânzare și asta înseamnă bani. Asta e adevărul. Acestea sunt lucrurile pe care vreau să vi le prezint astăzi. Despre asta am vrut să vorbesc, scurt, 20 de minute, e bine. Dacă voi aveți întrebări, vă aștept cu mare drag în comentarii, în privat, oriunde doriți, mă găsiți întotdeauna. Sunt curioasă dacă pe voi v-a bătut vreodată gândul să încercați și voi această activitate și totuși ați avut vreo reținere. Pentru că poate reușesc să vă spulber acele dubii și acea reținere. Vreau să vă spun că noi nu suntem din MLM-uri. Noi nu suntem vânători. Noi nu stăm la vânătoare de oameni. Pur și simplu suntem un sistem de vânzare. Asta înseamnă un alt sistem de a vinde produsele. Nu merge în supermarket, ci un sistem care merge pe recomandare. Adică eu am folosit produsele, tu ai folosit produsele, le recomanzi la vecina, la muncă, în parc, prietenilor tăi și din asta ai câștigul tău, părticica ta, altcineva recomandă în altă parte și are câștigul lui și părticica lui și compania vinde peste tot și toată lumea este mulțumită. Eu mă consider că merg cu un cadou. Când merg către o persoană sau când cineva mă întreabă detalii despre această activitate, eu chiar consider că îi fac un bine, că îi dezvălui această activitate și tot ce se poate obține din această activitate, pentru că nici eu nu am avut idee. Chiar nu m-am gândit niciodată că acesta ar putea fi un job full-time și atât de bine plătit. Și mă gândesc că mai sunt persoane care nu au încredere, dar care au nevoie și poate dacă ascultă o mărturie, două, trei, o poveste, două, trei, atunci încep și ele să se gândească la lucrul ăsta sau poate să lucreze pas cu pas și toată lumea să aibă un avantaj din treaba asta și un beneficiu și un câștig. Mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, vă urez un weekend plăcut,
vă stau la dispoziție pentru detalii, pentru întrebări, pentru orice aveți nevoie și să ne auzim cu bine în următorul live și în următorul filmuleț. La revedere!